În episodul anterior am văzut că toți suntem păcătoși, cu toți am păcătuit și suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Totuși, Dumnezeu nu ne-a lăsat de capul nostru ca să ne rezolvăm această problemă, ci El a luat inițiativa. Cum a obținut Dumnezeu în mod corect și drept o astfel de achitare, absolvirea noastră? Versetele 24 și 25, Pavel scrie: s-a întâmplat prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire. Ce propoziție minunată! Și asta este temelia mântuirii noastre. Eforturile seculare de a îndepărta mizeria vinovăției din sufletul uman sunt impotente pe termen lung, pentru că ele ignoră următoarea realitate: sfințenia lui Dumnezeu, dreptatea glorioasă a lui Dumnezeu a fost defăimată, blasfemiată, subminată prin păcatul nostru. Aici este inima vinovăției noastre. Nu în sentimente tulburătoare care ne țin treci noaptea sau, nu știu, te fac să te gândești la sinucidere. Ascultă-mă bine, nu va fi nicio rezolvare, nicio achitare, nicio împăcare, nicio curățire a conștiinței până ce ofensa adusă acestui Dumnezeu măreț nu este ștearsă și până ce slava Lui nu este onorată. De aceea a trebuit un sacrificiu. Și nu orice sacrificiu, ci jertfa Fiului Lui Dumnezeu. Un eveniment inimaginabil. Fiul Lui Dumnezeu să fie omorât pentru mine? Un vierme mizerabil și păcătos? Vedeți, urgența problemei noastre cu vinovăția nu este că ne simțim mizerabili, ci că numele Lui Dumnezeu a fost defăimat, blasfemiat prin fiecare păcat pe care l-am comis. Și să nu crezi că există minciuni nevinovate. Trăim într-o vreme cu o perspectivă atât de deformată asupra potențialului pe care omul îl are, cu o perspectivă mică și superficială asupra sfințeniei lui Dumnezeu, încât nici nu ne imaginăm care e adevărata problemă a vinovăției. Să vă prezint două probleme a vinovăției și vedeți care vi se pare cea mai normală și astfel poți vedea dacă ești produsul secolului 21 sau ai o gândire biblică. Adevărata problema vinovăției nu este întrebarea: cum poate Dumnezeu să fie drept sau iubitor dacă condamnă oameni ce fac păcate așa de micuțe ca ale noastre? Dar asta e întrebarea multor oameni. Întrebarea biblică cu care s-a luptat Pavel a fost: cum poate Dumnezeu atotputernic să fie drept dacă achită, dacă absolvă niște păcătoși nenorociți ca noi? Dar ce perspectivă diferită, nu e așa? Nu există leac de durată pentru vinovăție dacă nu rezolvi indignarea dreaptă a lui Dumnezeu. Pentru că aici este rădăcina vinovăției noastre și nu poate fi rezolvată de niciun efort uman sau secular. A fost nevoie de un sacrificiu. Și când Iisus Hristos l-a plătit, Fiul lui Dumnezeu, fără pată, perfect, Creatorul Universului, Susținătorul Lumii, Autorul Vieții, a murit. S-a făcut dreptate pentru toată slava lui Dumnezeu, furată de noi și defăimată prin păcatul nostru. S-a demonstrat dreptatea lui Dumnezeu și de aceea nimeni nu-L poate acuza pe Dumnezeu că își încalcă propria lege, propriul caracter, când achită niște vinovați. Totul se bazează pe o mare tranzacție între Tatăl și Fiul, care a avut loc în Vinerea Mare, pe Golgota. Acela a fost cel mai important eveniment din toată istoria Universului. Ceea ce s-a întâmplat acolo a făcut ca Dumnezeu să poată fi drept și Cel ce îndreptățește pe Cel ce se odihnește în Hristos. Iar acesta este ultimul adevăr. Celea că singurii oameni care beneficiază de această achitare sunt cei ce cred în Iisus. În versetul 21, după ce își arată dreptatea în afara legii, acea dreptate este definită în versetul 22. Neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Apoi în versetul 25, pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire. Și versetul 26 spune că Dumnezeu achită pe cel ce crede în Iisus. Dumnezeu a spus: tot ce trebuie să faci este să crezi în Iisus. Acesta este atât cel mai greu cât și cel mai ușor lucru din lume. Știți de ce este greu? Pentru că trebuie să recunoaștem că suntem atât de vinovați încât nu ne putem face nimic. Iar oamenilor nu le place să spună asta despre ei înșiși. Nu e așa? Credința salvatoare în Iisus Hristos este grea de înghițit pentru că se naște în solul disperării. Și nimănui nu-i place să recunoască
că este disperat. Știu că sunt oameni care privesc acest episod, care au gâtul încleștat, care au urechile acoperite, care scrâșnesc din dinți pentru că le cer să recunoască că sunt disperați, falimentari, neajutorați. Dar să știți că mă rog pentru toți care privesc acest episod ca să nu vă împotriviți acestui cuvânt de la Dumnezeu. Dar, pe de altă parte, este ușor să crezi în Iisus. Dar ce ar putea fi mai ușor? Nu ai nevoie de putere fizică, de inteligență, de frumusețe. Este pentru oricine. Dar nimeni nu va putea veni în ziua judecății la Dumnezeu și să spună: oh, a fost prea greu, calea mântuirii a fost prea grea. Știți ce ar răspunde Dumnezeu? Vai de mine! Tot ce trebuia să faci era să crezi, să fii ca un copil și să te încrezi în mine. A fost prea greu? A fost prea dificil să te sprijini pe harul meu? A fost prea greu să te odihnești în promisiunile milei mele? Să te încrezi în suficiența Domnului Iisus odată pentru totdeauna? A fost prea greu să prețuiești iertarea oferită pe gratis? A fost prea greu să iubești pe cel ce s-a dat pe sine? Este fără plată, oameni buni. Este fără plată, oameni buni. Achitarea în fața DNA-ului divin, în fața curții supreme de judecată, în fața marelui judecător, este gratis dacă te încrezi în el. Așadar, care este concluzia? Toți vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Și spun că după acest episod pe care l-ai urmărit, nu te mai poți scuza. Nu poți spune că n-ai știut, deoarece ți-am spus cât se poate de clar că vei da socoteală înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, ți-am spus clar că nu vei putea rezolva problema prin fapte bune. Vezi, faptele bune, religia, nu duce pe nimeni în cer. Tot în acest episod ai auzit cât se poate de clar că Dumnezeu a luat inițiativa și îți oferă achitarea, întreruperea urmăririi penale, pe gratis. Ai auzit clar. Este clar cum a făcut-o. Hristos a murit în locul celor ce cred. El a plătit prețul. El a ispășit sentința și a împlinit cerința justiției sfințeniei lui Dumnezeu. Și ți s-a spus cu toată dragostea că nu poți avea așa ceva dacă nu crezi. Acestea sunt clipe importante pentru viața ta. Vrei să scapi de vinovăție? Vrei să scapi de conștiința încărcată? Vrei să nu mai ai insomnii? Vrei să fii liber? Încrede-te în El. Te implor. Încrede-te în Hristos. Acesta este adevărul, pur și simplu.